absolut trebuie să fie prezent peste tot. Înțeles că viața implică, așa cum spuneam adineori, sacrificii. A participa 3 zile la această competiție nu este așa de ușor, dar trebuie să înțelegem că noi, oamenii de afaceri, trebuie să susținem toate activitățile. Ați făcut sport? Da, sport de performanță, nu. Dacă îmi dați voie, ca să ajung la ce m-ați întrebat, vreau să fac o mică paranteză. Spunea doamna Elisabeta Boliconia, de marea noastră campionară, noi care suntem trecuți prin viață, am cunoscut-o și în, într-unul din interviu, cred că spunea cam așa ceva, că știți care e deosebirea între viață și șah? În șah nu se poate trișa. În viață, din păcate, câteodată se poate trișa. Și apropo de sport, când eram student, am participat la o competiție care s-a desfășurat în jurul stadionului și, bineînțeles, ce credeți că am făcut? Am trișat. Regret, dar eram tânăr. Din ce cauză am trișat? Pentru că trebuia să facem vreo 8 ture la 7-a tură, la 6-a tură. Am așteptat și am intrat, am trișat o tură, cum se spune pe românește, și bineînțeles că n-am avut puterea să ies pe locul 1, cred că am ieșit pe locul 10, toată lumea m-a felicitat și m-a spus degeaba, pentru că eu abandonat să plac să așa. De ce sport am făcut? Am jucat fotbal ca orice copil, sus în Alexandria, la casă, acolo. Am un complex studențesc, deci am făcut sport. Mai puțin șac, din nefericire pentru mine, mai puțin șac. Fratele meu era un mare amator de șac. Mulțumesc frumos!